Atacantul Craiovei Marković este singurul fotbalist al Naționalei de tineret care e tată. Fiul meu o să câștige balonul de aur, spune Marković. Săndoi a apelat la Pitu, Rare și Lie și Târnovanu ca să bată Portugalia și Germania, la Pro Arena și pe Voio. Marković a devenit tată la 21 de ani și a tatuat numele copilului. Matei Marković, nume de fotbalist, viitorul balon de aur. În weekend, Marković a marcat cu FCSB și a făcut faza derbiului după ce a driblat 4 adversari. Trebuie să mai fie pe acolo, că mai driblam, e problemă. Driblez cât pot. Fotbalistul Craiovei s-a săturat de CFR campioană și anunță noua ordine din Liga 1. Au câștigat 5 campionate la rând, dar FIFA o să mai schimbe și campioana. Noi, Steaua și Farul, zic eu, astea 3. Chiar ne-am bucurat să facem o surpriză.